Anul 1918 a însemnat pentru Tarna Mare
S-a adus de fapt în Tarna Mare mai multe evenimente, unele plăcute, altele mai puțin plăcute. În aprilie 1918 moare preotul protopop Antoniu Covaci, care era din 1900 preot în Tarna Mare, este fiul al satului, pentru că de la vârsta de 4 ani a copilărit în Tarna Mare, este fiul preotului Andrei Covaci, care a fost preot în Tarna Mare timp de 25 de ani. De altfel, din familia Covaci și Toroș au fost preoți în Tarna Mare peste 50 de ani. Deci, Antoniu Covaci murind, rămâne vacant postul de preot în Tarna, iar serviciile religioase le fac preoții din împrejurim. Preotul Dobosi de la Cherța, care și dânsul era în vârstă și bolnav, și preotul Bazil Anderco de la Bataci, de asemenea, tot în vârstă, era aceeași generație cu Antoniu Covaci. În această situație, cei doi preoți bătrâni se văd depășiți de evenimentele care se derulează cu o viteză amețitoare în Tarna. De ce? Pentru că se întorceau feciorii satelor de front și odată cu ei pătrundea și cebra gripă spaniolă, care în Tarna și în satele din jur a făcut mai multe victime decât primul război mondial. Astfel, în 1918 și 1919 au murit de gripă spaniolă 49 de persoane în Tarna Mare, pe când de pe front au murit mai puțini. Cei mai mulți morți au fost din Valea Neagră și din Bocșcău. Deci, Antoniu Covaci îl are ca ginere pe profesorul Atanasie Doroș, care era profesor de limba română și religie la un liceu din Sighetul Marmației. A fost peste 10 ani profesor. În ultimul an de profesorat, adică în 1918, încă din timpul anului școlar, a plecat pe front, a fost trimis pe front ca preot militar. Se întoarce vara de acolo și vine în Tarna și va ocupa locul rămas vacant de la socrul său, Antoniu Covaci. De la socrul său moștenește și ideile unioniste, pentru că Antoniu Covaci a fost un unionist desăvârșit. Chiar în zilele trecute vorbeam cu cineva de la Muzeul din Satu Mare care îmi spunea că trebuie să avem mai multă grijă și să vorbim despre Antoniu Covaci, pentru că a fost unul dintre marii unioniști ai zonei Ugocea și ai întregii Oșenii. A fost socotit chiar de către autoritățile vremii un pericol. În presa vremii se scria despre el că este o persoană periculoasă, deoarece românismul și unitatea națională sunt lipite de cămașă. Antoniu Covaci, Atanasie Doroș, vine vara ca preot în Tarna Mare și toamna în Tarna Mare, în Turți, în Gherța, Badac, se strâng comitetele parohiale și își desemnează delegații pentru a pleca și a depune adeziunile pentru unire la Alba Iulia. Era forfotă mare în satele din Transilvania. Și, bineînțeles, Atanasie Doroș, tânăr, energic, profesor de română și religie, venind de pe front, așa, vine cu aceste idei pe care le-a și moștenit și de la socrul său, dar și de la tatăl său, preotul Ioan Doroș, care era preot în alt sat în Ucraina, așa nume Slatina, Solodino, așa, și organizează delegația. Din delegația, pentru unire, făceau parte doi țărani soldați de la Turci și Gherța, din Tarna Mare, părintele Atanasie Doroș,
din Bosca, un tânăr, feciorul învățătorului, și anume Adrian Tomoioga, care a venit de pe front, avea 20 de ani când s-a întors de pe front, a venit cu rangul de stegar. El a primit drept responsabilitate să organizeze cărțile naționale care să protejeze populația de diferitele neajunsuri care erau în perioada aceea. Să nu uităm că încă nu ieșisem de sub Imperiul Austro-Ungar. Și a ajuns la Alba Iulia. Deci cum a ajuns Atanasie Doroș la Alba Iulia? El făcea parte din delegație. Șeful delegației a fost numit preotul Doboșii de la Gherța. Dar fiind deja zăpadă, fiind frig, părintele Doboșii a renunțat să mai plece, zicând că nu are puterea să facă drumul până la Alba Iulia și înapoi, și l-a delegat pe Atanasie Doroș. Au avut discuții că în delegație făcea parte și Atanasie Doroș, dar nu era șeful delegației. Cei care mai discută așa ceva să se documenteze și chiar să facă un drum până la Alba Iulia, la Catedrala Unirii, să verifice credenționalele și să vadă că acolo este semnătura lui Atanasie Doroș. Deci, el a condus delegația, iar întors acasă, a avut o surpriză neplăcută în anul 1919, când prin tatate nedrepte, Tarna Mare și cu cătunele și satele din jur, cu Băgașul, cu Bocicăul, cu Valea Seacă, cu Comlăușa Jumătate și Cătun și Râu, au fost date Cehoslovaciei. În urma acestei cedări, sigur că populația a fost nemulțumită. Au început frecușuri în legătură cu pădurile, în legătură cu pământurile. Și astăzi, încă oamenii din sat mai știu despre pădurea Tecanilor sau pădurea Gudenilor. Păduri pentru care Atanasie Doroș a fost crunt bătut și nu numai, dar a fost și închis în temnițele de la Sereuș, iar apoi arestat la domiciliu din casa parohială. Nu putea să iasă fără un pașaport pe care jandarmii îi puneau ștampila, fie că avea o mormântare, avea un botez sau orice avea, nu putea să plece fără înboirea jandarmilor. Situația, de fapt, că satul nu mai rezistă, îi organizează pe oșenii bugoceni, care este zona noastră, se numește zona, și acum zona Bugocea, așa, îi organizează și le face cere de revendicare a satelor, de să revină la România. Sigur că lupta aceasta a fost grea, a fost chiar cruntă, deoarece săranii din sat erau bătuți. Cei din Ardău, cei din Teca, cei din Budea le-au ocupat pădurile și am spus mai înainte că sunt și astăzi bătrâni care mai știu că aceste păduri au fost luate de către străini. Deci, Atanasie Doroș luptă pentru trei motive. În primul rând, pentru locuri, apoi pentru oameni, și apoi pentru tradiții. Și chiar mă bucur că la tradiții o să se vorbească și despre importanța și frumusețea hainei, a costumului oșenesc. Deci, Atanasie Doroș face zeci de petiții, de cere săteniilor, și în cartea pe care eu o am aici în față, la care am lucrat câțiva ani, Atanasie Doroș, preotul prefăcătorii Cerului de la Tarna Mare, deci în această carte, la sfârșit, găsiți zeci de petiții în care țăranii din Tarna, din Bocicău, din Valea Seacă, semnează ca satele să revină la România. Aceasta a durat din
1919 până în 1921. Era foarte greu să trimită petiție. Cum le trimitea? Granița trecea pe la Comlăușa, pe la locul numit Dâncul Fănii. Deci le trimitea clandestin. Și mă amintesc că în urmă cu ani am vorbit cu o bătrână din Comlăușa, în vârstă bine, care îmi povestea că era pruncă pe vremea aceea, când mamuța ei era dincolo de graniță și ea cu familia era dincoace de graniță. Iar mama ei a făcut un cuptor de pită de mălai. Și copila nu se vedea și bunicii mamuței ei o bucată de pită de mălai. Și atunci ce a făcut copila? A împachetat într-un fasol, într-o șterpeană de pânză, a împachetat o bucată de pită de mălai, a pus o piatră și strigând o mămuță și a aruncat-o peste acea frontieră. Ei, bătrâna mămuță s-a bucurat de dor și cu lacrimi a înghițit, a mâncat din acea pâine de mălai aruncată de nepoata ei. Când eu am vorbit cu nepoata în urmă cu ani, era așa aceasta foarte în vârstă. Deci iată un eveniment neplăcut care s-a produs în urma acelei granițe nedorite și acele granițe venite așa, inserind peste această zonă. Părintele Atanasie Doroș a fost numit trădător. V-a spus mai înainte că a fost închis în temnițele de la Seuș, a fost bătut. A încercat de mai multe ori să fugă din țară. A fugit la Băi. A fost prins pe celebra alee Cutei de mai multe ori. A vrut să fugă în Băgaș. A fost prins pe drumul Rungului. Tot timpul a fost bătut. Însă și familia, copiii care erau școlari, cei mai mari, Sever și Sabin, erau bătuți, erau, dacă veneau de la școală, că erau la școală în satul mare, dacă veneau în Tarna, trebuiau să meargă și ei cu pașaport sau să vină cu pașaport. Deci, toate acestea au nemulțumit pe părinte și fiind o fire energică, așa, i-a ajutat pe Oșeni cu petițiile. După 2 ani jumate, în sfârșit, a fost băgat de petițiile în seamă, unde erau trimise. Erau trimise la Satu Mare, la prefectură, apoi la București, la Ministerul Afacerilor Străine, la Paris, unde era Comisia pentru Pace, și la Fraga, în Cehoslovacia. În 30 iunie 1921, Comisia de Pace de la Praga și de la Paris s-a deplasat la Satu Mare și împreună cu prefectul Dragoș au venit la Tarna Mare cu mulțime de lume. Erau mii de oameni, toate drumurile din Dâmbu și până Tarna, până în fața casei parohiale, erau pline de lume care a venit să participe la semnarea protocolului de revenire a Tarnei cu satele din jur la România. În Dâmbul era pusă, făcută din brad, o coroană, așa, pe care era pusă o lozincă, pe care scria bine ai revenit România. A durat, după slujba de la biserică, unde au fost mai mulți preoți, a durat toată masa, festivitatea cu dansuri poșenești, cu un grup de armată a defilat în fața sătenilor. Cehii și-au cerut scuze de la părinte. Însă în urma bătăilor și în urma terorii suferite, părintele s-a îmbolnăvit. Și în 1932, tot într-o zi de iunie, moare. Deci moare la vârsta de 44 de ani. După revenirea Tarnei la România, au urmat niște reforme. Și anume, socrul său, Antoniu Covaci, a lăsat clipă de moarte ca să nu renunțe niciun pic la unirea cu România. S-a
ambasatorului din Moscou a organizat un grup de tineri care apărau interesele și apărau populația de revene care se făceau de către jandarmii încă ai străpunirii. Apoi a reorganizat pădurile, deoarece era un haos, o barabatură. De atunci se trag composesoratele. Atanasie Doroș a fost primul care a organizat composesoratele, pădurea din composesorate. Apoi a adus învățători români în toate școlile din Tarnă. A adus la primărie funcționari români. Și vreau să vă spun că în urmă cu o săptămână am căutat ceva în registrele de stare civilă de la primărie. Din 1907 și până în 1922 toate erau în limba maghiară. Iar am avut surpriza plăcută că în 1922 așa să găsesc că registre pentru toate satele scrise în limba română. Apoi organizează o bibliotecă sătească din Bonaț. De asemenea, aduce filiala Bălcii Albina, o aduce în Harna, iar oamenii își puteau împrumuta bani pentru a-și cumpăra proprietăți și a-și face case. Sigur că în acea perioadă mulți se întorc în America, deoarece era marea migrație spre America, vin cu dolarii, se cunoaște denumirea de dolari de măriță, așa și cumpără proprietăți, deci statul are o perioadă de prosperitate. Prosperitate care a ținut până la al doilea război mondial. Se știe că în Tarna comerțul mergea foarte bine, la târgul numit și astăzi locul târgului, acesta era un nod comercial foarte puternic, unde veneau cei din Cerna, din Dumbrava și din celelalte sate din Vija, așa. Apoi erau, în data erau 5 mod mari, mai erau și altele 3 mai mici, așa, apoi au început să se cultive pomii cu sniperi, merge, visa de vie. Magazinele erau deținute de evrei. De asemenea, oamenii creșteau boi de carne pentru export și boi pentru povară. La Hută a fost o fabricuță de sticlă la care risipul se aducea de pe Valea Tisei și trenuleț de care ați auzit de pe la bunici, de pe la sărbunici, povestit de trenul care era prin Tarna Mare. Deci, perioada de bine în Tarna Mare a ținut din 1922 și până în preajma celui de-al doilea război mondial. Atanasie Doroș, în schimb, n-ajunge să vadă toate aceste realizări, până de parțial, cel la care a participat în mod direct, pentru că el, în 1932, moare. În 1934, Asociația Astra Satu Mare și Astra Carei organizează o comemorare a lui Atanasie Doroș, la care a participat foarte multă lume și în care a fost omagiat și familia a fost felicitată. Multe aș putea să vă spun despre Atanasie Doroș, dar vă las să citiți cartea pe care o aveți mulți, fie de la copiii dumneavoastră, ai voștri, fie de la bibliotecă. Sper ca toți să reușiți să plăcați o răzut, măcar unele capitole să le citiți. Vă mulțumesc că v-ați ascultat. Faptelor sale aici, la Tarna Mare.
continuare con questa linea, aspetteremo tu, che si dia su una canna verde, ma poi è tardi, poi è și doresc pe această cale să felicit în primul rând primăria Turc, primăria Tarnavale, în jur de clama primar, Consiliul Local și parohiile ortodoxe din Tarnavale, care iată și au și toți cei care și-au dat concursul pentru această zi minunată. Și trebuie să arătăm într-adevăr că știm să ne cinstim înaintașii care au făcut eforturi pentru ca această zonă, această parte a țării să reintre după un act nedrept, să reintre în făgașul ei normal în România Mare. Pentru că spunea doamna primar, într-adevăr și mie îmi plac versurile, îmi place literatura, îmi place folclorul șenesc. S-a vorbit aici despre Ia românească. Ia noastră oșenească, de fapt, este portul nostru frumos oșenesc. Și eu sunt unul dintre cei care pot să vă mărturisesc că de când mă știu, de când am copil mic, am participat îmbrăcat oșenește la toate evenimentele posibile. Inclusiv am fost în țări străine cu ansamblul Țara-Orașului, în Alicante, în Spania, unde am prezentat un frumos obicei de nuntă și am avut ocazia să văd cât de mare ambasador este folclorul, portul, datinile, tradițiile, obiceiurile noastre frumoase, strămoșești, pe care, zic eu, avem datoria sfântă să le revigorăm, să le reîntiem, să le păstrăm și să le transmitem urmașilor noștri spre a se bucura și ei de ceea ce sute și sute de ani ne-au adus până în ziua de astăzi înaintașii noștri. Pentru că, vă spuneam, sunt un iubitor de vers, mai ales de când nu mai sunt primar în Turc, din 2012 am mai vorbit să mă ocup și de această pasiunea mea. Chiar am editat un volum de poezii în data de 19 iunie, am primit și eu 53 de poeme și am avut ocazia să-l chiar și lansez oarecum la Marea Mării, unde am avut o reuniune a galurilor din Nord-Vest. Au fost reprezentați din 6 județe. Am aici, în această carte, o poezie pe care am regăsit-o acum anul ăsta. Am scris-o în 1994, când ne deplasam spre Chișinău, unde am prezentat împreună cu ansamblul Țara-Orașului două serii de spectacol în capitala Republicii Moldova, care, zic eu, și din câte ați văzut și dumneavoastră, în acest an, centenar al Marei Uniri, se fac multe pentru a ajunge cândva să reintre în granițele firești și frații noștri români din afara granițelor României să redevină, să vină acasă. Am scris această poezie, deci atunci, în 1994, în drum spre Chișinău și am recitat-o acolo în cele două serii de spectacol și am publicat-o în această carte. Se numește Flacăra Unirii. Este dedicată celor de peste Prut. Crâmpei din focul nostru vă aducem vouă să ardă în nemurire flacăra Unirii. În zor de zi, lumină nouă, colind al dragostei și al iubirii.
cu frații să ne ținem mai aproape în acest timp și în acest loc, iar râul care astăzi ne desparte să treacă mâine din mijloc. Istoria să însemne adevăr, să regăsim cărările uitate, să ne dăm mâna văr cu văr și să ne îmbrățișăm frate cu frate. Suntem prunci de aceeași mamă, strămoșii noștri ne sunt rădăcini, iar glasul sângelui ne cheamă să fim asprați, nu doar vecini. Privește-mă în ochi, dă mâna, frate, că vine vremea celor răsculați, cu inima ce românește bate, mai trec batalioane prin Carpați. Mulțumesc mult! Și pentru că n-am avut, poate am avut ocazia să mai recit în fața onoraților preoți, am o poezie care se numește Chipul Viu și am scris-o în urmă cu vreo 2 ani pe o combina asemănătoare cu a consăteanului dumneavoastră Lelia. Făceam poate de greu și mă gândeam la popor de greu că trebuie să închin o poezie. Chipul viu. În fiecare pop de grâu e chipul viu al lui Iisus, înfășurat în scute, auriu, așa cum tatăl meu mi-a spus. În fiecare an el se jertfește, murind sub braz de împământ. Apa, căldura, lumina îl înfrățește, cu sutele în spice învind. Iar se jertfește când pe piatră este zdrobit de mii de ori. Din cer poruncă este dată trupul să-l împartă la secerători. Și lucrătorii viei vor veni din potir să se împărtășească. Trupul viu se va zdrobi cu vin din via cea cerească. Când fi vom iarăși noi pământ, sub brazdele divine, chipul viu va lumina în mormânt, întrupându-se în viața veacului ce va să fie. Mulțumesc frumos! Felicitări și în continuare, invităm în scenă pe frumoasa și talentată Teodora Olteanu. Ea este membra grupului artistic Steluțele Inedit și ne va prezenta 2 piese muzicale, Fabula Muzicală și Hai ca Joc. Iată copiii noștri talentați, inteligenți într-o Românie liberă. Astăzi ne oferă un spectacol pe cinste. Mulțumesc! Ochii galbi și orbian, semnele vreau. Se știau de acum un an, dar se tot dau. Sunt făcută din lemn de soi și-am gândul lung. Tu însă ești greoi, mare cât un strung. Tu ochii tari și un nimic, ești un lucru cer. Să-mi vede că-mi pot țări, dacă am făcet. Cine nu știe, așa-i mereu, se-ntre zi de zi. Lumea se ceartă și în jurul meu, sunt și comedii. Gândul în sine, inima mici, fug printr-un ibrid. Cum s-au alții în viața mici, s-au certat un pic. Eu chitara-mi acompaniez,
pot să mă mândresc. Pe cei din îndelectez și ei mă iubesc. Am ținut și pot cânta și rog și vals, iar nicio clapa mea n-o să sune fals. O chitară și un pian zilnic s-au certat și uite așa peste un an s-au dezacordat. Cine nu știe, așa e mereu, se vede zi de zi. Lumea se ceartă și în jurul meu sunt și comedii. Lucrul în sine, inimii mai mici, furt într-un ibrid. Unii s-au alții în viață amici, s-au certat un pic. Dar mâine-i altă zi, e altceva. Ca-ți va fi, vom cândi, te vor împăra. Chiar dacă stau pe tari, mâine vor să fii. Și dă-te dușmanii, vor fi uitați. Cine știe, așa e mereu, se plăzi de zi. Lumea se ceartă și-n jurul meu, sunt și comedii. Lucrul în sine, inima mici, cuplul într-un ibrid. Cum stau alții de viața amici, s-au certat cu mic. Cui pușorul și-a zidit, hai copii la joc. Măsculiță și grau, te duce-n cer la puișor. Dimineața pe răcoare, bucură de flori. Adela, las o vorbim, hai copii la joc. Din mama, las o oprim, hai copii la joc. Strălucește soarele, hai copii la joc. Înveți-ți boienile, hai copii la joc. În câmpie la pădure, hai cu toții să ieșim. Să ne facem coronițe, să ne veselim. Mulțumim, Teodora, Moireanu, a fost un moment minunat, o fetiță extrem de talentată, poate pe la anul vedem și pe la Vocea României Junior, cine știe. E un spectacol extrem de atractiv. Să spune cine nu are bătrâni să-și cumpere. Noi avem bătrâni și avem și poieți. Lichidăm pe poetul Ioan Cionca Codincă să prezinte câteva versuri din creația sa privind evenimentul de astăzi. Vă rog să poftiți pe scenă. Poietul nostru a fost distins cu domnul de jucător ansamblu. Mulțumesc organizatorilor acestui eveniment care iarăși este unic în viața mea. Acela este doamna primăriță Sobiu Mariana Mănânca și Consiliul Local. Mulți stimați invitați, mulți stimaților preoți,
Eu, ca poet de date și tradiții, scriu de 36 de ani. Am fost anchetat de securitatea ceaușistă, dar totul n-am lăsat din dragostea de via noastră strămoșească, care a fost vărsat încă mustețe sângele sub picioarele noastre la eroi, bunicii, străbunicii noștri. Și unul dintre cei care vreau să arăt eu ceva este Atanasie Doroș. Atanasie Doroș a fost o șan ca și mine, și prin partea negrește. Așa că vreau să vă spun din memoriile mele și din puterea mea care este scrisă, tot ce este scris aici este de la ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos. Eu n-am scris fără eu, nu știu, Iosif. S-a prea curat din sale maici care m-a susținut în toate scrierile mele. Atanasie Doroș, artizanul Micii Uniri de la Tarna Mare din 30 iunie 1921. Senatarul Altului Marei Uniri de la 1918. Avea atunci 32 de ani. Nu era bătrân ca și mine de 76 de ani și 6 luni. Azi vorbesc cu dumneavoastră, cu toți, cu mâine ternică cu mine. Așa că vă rog să ascultați, să lăsați interes la cale, iar la memoare, uimirare, nu am numai 7 clase terminate, în 1956. De 62 de ani am terminat studiile de 7 clase. Așa, erou al națiunii și mare patriot. Astăzi, anul ăsta se primesc 132 de ani de la nașterea sa. A trăit 46 de ani. A fost și este mereu va fi atât că lumea asta va mai dărâni. Atanasie Doroș, prezent și mai de mult, în anul 1886, la atunci s-a născut. În anul 1932, atunci a decedat, o stea mâine în cuceri, până nu s-a ficat. Să fii scurt, mai scurt în cer, să le vedea dușenii în totul din ea de noapte, ca ejerfit până la moarte. Ca poet îți zic și eu acum la mormântul tău, ține ne rugăm mereu, la preotul paroh, părintele cu paroh, ne vestește tuturor, cura dorit binele, să-i vărsat și sângele, se știe că niciodată sângele nu se va apă. Cu oștanii a nostru preot și mulțime de noroc, rugăciuni și laude să mă duce lângă Sfânta ta cruce. Și vorbește tuturor oșenilor, nu popor, aici se va odihni eroul națiunii. A murit pentru popor și în drepturile lor. Astăzi, 97 ani, ne-a iubit de la urmat, fără frică, fără teamă, și ne-ai dat patrie, mamă. Rândile ce ne-ai primit, de tine ne-a rădumit, ai fost primit ca un puiu, arestat la domiciliu. Din tarnă Masăreuș, ai fost legat în cături, bătut și bătutorit pentru tot ce te-ai jertfit. 14 ani, ai fost preot la Tărnat. La 46 de ani, mai sunt 7 luni să faci. Domnul Hristos zice așa, nici o jertfă nu mai mare ca și a acelea, care își dă chiar și viața prin păsări și țara sa. Cu multe flori de un pune, trăiești pentru națiune. Nu flori de prin grădină, rugăciune de la inimă. Când vom trece roșii când, vom zice toții când, dorme în pace, sufletul meu. Toți din 6-7 sate ne vom duce mai departe, sus la centrul comună, să vedem fapta cea bună.
vadës, primus, arës, senatos, deputatës, të mali komunën, dosis e të njërën, përroqës e atërën, për përrasërën. Vaci nështë i pëtë tisa, dhe në krajnë nështë i hija, dhe në shqipi në Austria, dhe shte nështë i të faqë, tërën të më përroqës e vaci. La kasa parodiale, la kasa parodiale, në primën mes dhe vaci, Kala cenera ta avenisko Rusija, kao mi to Hrvaća. A ime da tamo na mare nosim a cene potare. Vlasti mnogo šete ovane, ne je pridra od zman, te sam motoriku do brav u nosu u kator. Pa se nuli temni škeli, ti putrovci u nosu i blivu. Primarica Kavnica, heroji, Romanija, Kalmar i Drat. Heroina de la Prava, Morita Sobius, la Tetera Monique, el Gonzac un monument, un tiro de l'État, pouvoir accréditat. Il parle de l'Ontario et de l'Oro Patanasie. Ça va être un pouvoir de l'Ontario et de l'Ontario et de l'Ontario. L'Ontario est une place à la Polacque et de Ku primire shpesh që dhamë në shpajnë në djerë, nuk në djerë që anë që thotë, do të do në asha vëtë, kësa sa të shmanë, që anë në të realizatë, pa i të dhamë të atërotë, unë të të kësë në rojë. Unë të të kësë në rojë, të bojë anë të poshë të rojë, të në asë të të në rojë, pa e asë të në rojë, të në rojë, të në rojë, të në rojë, Așa cum am văzut eu, să iubiți biserica și de mare la preciștă, să iubiți bușca, cum un palat și viva lui Dumnezeu, dar și ca proprie de tău. Sigur că nu vrei ieși și în raiul mântuirii, lăsați în mântuirea de șapte, și vă compreți odată, cum e cald în mântuirea de mântuirii, așa spălați în deoșenie, de la mântuirea, Vorim nici tradiția, doar de eroul nostru, la lumina Hristos, o multe de gândi lor, paroul nostru, patrul, dragul nostru, luptător, pentru noi cei din Hristos, ne postoim de la tot. Fără frică, fără teamă, tu ne-ai dat patrie în mare. La aceasta, într-o poezie, am avut și am iubire și dragoste să vă spun că privește și noi încă mulți și mulți dintre sătenii noștri aici printre noi, ca noi, în comuna noastră. Dar soarta ne-a despărțit de noi. Vreau să vă arăt numai o mică problemă. Și bunica lui casă, cât e de străin omul nostru, care pleacă de aici în țări de străine și nu are locul de multe oameni de trăit aici, că restul ești în noi. Vai de omul care vrează în bunica lui casă. Eu m-am dus în țări de străine, credind că nu mai bine. Toate rău m-am întrebat, în cestuța m-am învățat. Crezut, cu cine știi, toate rău m-am întrebat. Am înțeles cu sătea că ne-am spus a mea Dumnezeu și ne-am bătăit noi toți, noi doi, ce ne-am dat și ne-am vorbit, eu cu sătea mea spre Dumnezeu. La Găscuță nu se casă, dai nici el care o lasă, pentru o mână de arhins, că te-am greu pe Dumnezeu. Mai bine de inimul care îl lasă casa lui, ca fița la mântică, în loc de arhinsia inima lui. Să mă văd la așa că puta mea e pe casă. Noi ce vrem, noi ce vrem să pună casă. Casă vrem și voia noastră. Să zic și care e o urmă casă de noi pe casă la urmă. Să vă spun mare de urmă, să vă spun la noastră pe casă. Să vă spun la urmă, să vă spun la urmă, să vă spun la urmă. Să vă spun la urmă, să vă spun la urmă, să vă spun la urmă. Să vă mulțumim pentru vizionare și vizionare.
numele Domnului era Tatăl Cerului, adică la Sfinția Mare, Sfântul de Domnului, și oamenii din urmă erau cu el prezinte și de Domnului. Domnul Iisus, Domnul Sfântul, Sfântul din Cerul Sfântul, viața noastră, iar viața noastră, noștri părinți, cât în Mama lui Dumnezeu zicea, poate că Dumnezeu vrea ca o stare de lața proști și să nu avem noi la cartea, să nu avem noi ce pe cei noștri Domnul nostru, v-aș spune mai multe lucrări, trebuie să vă procesea lucruri a la Domnul, a la Dumnezeu, a care este de aia, mă rog să ascultați, încă în care și mai multe. O jură de gata. Securitatea noastră este aia de să vedem sala de ceva de mâință cu noastră. O menire în față de Dumnezeu, atunci o frică de Dumnezeu, trebuie să ne ținem pe care este Dumnezeu și apocalipsul de noi. Latino-americane. Să ne veselim cu toți și să aplaudăm. Mulțumesc!
Thank you.
pentru că este un costum frumos. Ne putem îndrepti cu el și noi, dar și pe unde merge, totdeauna mi-s apreciază-i costume. O să ne spună copiii care se îndrepti pe țința bună costumul, va prezenta costumul de fată și Răzvan Deciu, costumul de băiat. Bună ziua, mă numesc Mihai Petruța și astăzi o să mai prezint costumul meu ca poșetez de fată. Costumul meu este format din cinghineu, zarie, chimeșă, laibri, fodră, gardă, mărgele și pe cap am un chischineu. Bună ziua, mă numesc Deciu Răzvan și astăzi o să vă prezint costumul roșinez de fecior. Costumul este format din gaci, zadie, cămeșă, curea, traiță, laibri și în cap port flop, care are zgârzi, fodre, mângele, dar în cizme, iar în fecioare port cizme negre de foc. Vă mulțumesc! Acesta este costumul popular moșenesc, purtat de noi toți care îl iubim. Și eu zic că este destul de frumos, ne putem mândri cu ceea ce avem pe noi. Mulțumim! Așa e, costumul moșenesc e minunat și oriunde. Care, iată, își răpesc din timpul lor liber și participă la pregătirile dedicate tradițiilor populare moșenești. În continuare, iată, avem o invitată de la Baia Mare. Ea e cu rădăcini la Tarna Mare. Bunicii se găsesc în Tarna Mare. Ea ne va interpreta. Ce ne va interpreta? Vreau să-mi dăm frânca și eu mă dacă le mult succes și ne vom asculta mult drag. Thank you.
Thank you.
cu piesele interpretate de Giulia. În primul rând, îi doresc mult, mult succes de aici înainte. Și chiar dacă nu arăta că o să fie o artistă de nu știu care, dar e să știți că m-a impresionat deosebit repertoriul, în primul rând, și vocea și prezența scenică pe care o are domnișoara Giulia. Și pentru că am numai această carte la mine, îmi permit să îi numesc un autograf, se numește Cărări spre casă, volumul, și am o poezie deosebită care se numește Casa părintească, și dacă faceți puțină liniște, o să o recit pentru toți de aici. Casa părintească e în suflet, oriunde în lume te afla, o porți în inimă și în cuget, nici în mormânt n-o vei uita. Un univers întreg în jurul ei, cosmosul e mărginit la tine în sat. Nu uita, cu tine să o iei, oriunde în lume ești plecat. Cea mai înaltă culme de pământ e pragul casei părintești, unde poți să mergi urcând, ori în prăpastii să te prăvălești. Părinții tăi ce te-au zidit, te așteaptă în al casei prag, iar de cumva te-ai rătăcit, te vor primi oricând cu drag. Mulțumesc și mult succes! Mâine pe la ora 10 îi venim de mai petrece.
Arde-te cu o mașină, nu merg goală, nu mai plină. Te duci printre munți încărcată cu recruți. Și m-am rugat la stele să nu mă dăi la arme grele. Și m-am rugat la nori să nu mă dăi la vânători. Ofițerii de mine n-au ascultat și la Iași, la grăniceri m-au dat. Coi verde de Moran, acolo am făcut scola de bucătar. Coi verde Mărăcine, acolo am stat un an și 4 luni de zile. După ce m-am liberat, Dumnezeu m-a binecuvântat. Cu o fată sunt fecior, să am la bătrânețe ajutor. Feciorul s-a însurat, fata s-a măritat și cu socra am rămas. Cruză verde de căruit, pe socra 10 ani am îngrijit. Până în ziua de Sfântul Nicolae, și-a murit la 93 de ani. Și atât au umblat ziua și noapte, până m-au întâlnit cu moarte. Mortică ce ți-aș plăti la mine de n-ai venit. Dați așa o șargin să nu mă bagi în pământ. Și Adam de n-o fost mare, de tricol țânat de sus, o inim moartea și l-au dus. Dar de oameni păcătoși, nu-mi lăsa mai pe jos. Și mă pune zic pe sus când rude, unde jalea nu pătrunde, dragostea nu mai răspunde. Și mă duce pe drumul dorului în cimitirul satului. Și mă pune în mormânt 1,80 m de adânc. Pe mormânt va crește iarbă ca nimeni să nu mă roadă. Că așa-i viața omului, patru scânduri și-o împui. O scândură ruginită, o scândură zeruită și o cruce ruginită. Patru vrajă sunt în tot sat. Dar la mine pe cruce să scrie cu pană de găioară, aici o vine grigă unicoară. Amin, amin, amin. Vă mulțumesc pentru răbdare! Mulțumim domnului Plașa Grigore, am crezut că ne zice una și de pe la mulți, da? Au emoții și adulții. În continuare, permiteți-mi să invit în scenă grupul folcloric Florile Verzii, grupul nostru, care iată, prin dăruirea acestor copii talentați, ne reprezintă în județ, în țară și chiar și în străinătate. Fac un apel în acest sens tuturor părinților care au copii cu talent și domni și să facă parte din acest ansamblu, să îi îndrume spre pregătirea de la pe care are locul în momentul doamna profesor Bonia și Mariana. Aș vrea la rugămintea Cleopatra Dance Club, care a pregătit programul de dans modern, să răspund tuturor celor interesați că marți la ora 18, aici la Domeniul Cultural, se fac înscrieri pentru grupa de dans. Dacă sunt doritor, vă rog să veniți marți la ora 18. Vă așteptăm. În continuare, dragii noștri copii, să-i vedem și să-i aplaudăm.
mulțumim grupului folcloric Noi Vedernii, pentru că ne-a trebuit o scenă mult mai mare să capă tot talentul care îl avem aici la Tatna Mare. Așa, vreau să spun în acest final de eveniment de zi culturală să apreciez pe toți cei care și-au adus aportul la desfășurarea spectacolului, la desfășurarea momentelor solemne, privind onorarea și sărbătorirea micii unii de la Tatna Mare din 1921, a centenarului Maiului, a direcției Iubiei Românești și aș vrea să fac o remarcă. Sigur, avem un trecut glorios noi românii, avem un trecut glorios înaintași noștri s-au jertfit pentru asta să se lipesc. Și cu toții avem datoria din teren unde ne aflăm, să asigurăm măcar 100 de ani de liniște, de pace pentru copiii noștri, pentru tenuții noștri, de democrație, de respectarea drepturilor omului și tot ceea ce înseamnă o nație liberă, independentă, democratică și prosperă. Și cred că provocarea este aceasta pentru toți cei care astăzi vă conduc. Ce facem să se întoarcă românii harnici, frumoși, inteligenți, în toate țările lumii, să se întoarcă înapoi acasă. Asta ne-am dorit cu toții și asta trebuie să facă toți cei care sunt decidenți pe diverse bariere ale activității administrative. Mulțumesc copiilor, îi invit la o felie de pizza, la un pahar de suc, să nu plece. O să punem mese aici în față și să vină toți cei care au fost în program și iată și au dăruit din timpul lor, îi invităm la o felie de pizza. Îi invităm cetățenii Cozonac, un pahar de voie bună, o răcoritoare, să nu te cazi așa, care la o casă încercăm cu fie. Și oficialităților, vă mulțumim și vă dorim o vară frumoasă în acest moment, să ne bucurăm că iată viața mea de înainte se întâlnează familii și noi.